Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește pe noi. Amin. Domnule Președinte, preacucernici părinți și vicecreștini, în acest an, în anul 2018, la o distanță de doar câteva zile, se împlinesc 100 de ani, mai întâi, în ordine importanței, spunem, de la evenimentul desăvârșirii Unirii, de la 1 decembrie 1918 și pe 21 noiembrie, 100 de ani de la nașterea Părintelui Constantin Galen. Pentru a aduce împreună aceste două evenimente în memoria și în inima dumneavoastră și pentru a găsi în ele resurse pentru întărirea sentimentului național și a vieții creștine, noi am organizat aceste întâlniri. În această seară este un apogeu. Pentru că l-avem, după cum vedeți, alături de noi, pe domnul președinte al Academiei Române, Ioan Aurel Pop, care ne-a făcut această onoare, la care nu îndrăzneam să gândesc atunci când am discutat cu domnul Emil Necula despre posibilitatea invitării dânsului. Și îi mulțumim foarte mult pentru această onoare și bucurie pe care ne-o face. Și îl rugăm pe dânsul să vorbească, fiindcă nu are nevoie de prezentare, așa cum se întâmplă în altfel. Mulțumesc! Vă mulțumesc!